Alături de noi este Sergiu Toma, este psiholog în cadrul Centrului de Drept al Femeilor. Bună seara, bine ați venit la noi. Bine am găsit. Ați fost alături de noi încă de la începutul emisiunii, doar că acolo, în spate, în culise. Spuneți-ne părerea, poziția dumneavoastră, tot sau referitor la ce ați auzit până acum. Ce ar fi important să extragem ca și idei principale din toate aceste situații, cele pe care le-am prezentat celor de acasă astăzi? Cred că, în primul rând, a spus Bogdan un pic mai înainte sau chiar la început emisiunii, a spus un lucru care rezonă foarte mult cu felul cum văd eu lucrurile. Și el a spus că anumit această formă de violență, abuzul sexual, violență spirituală sau acțiune, un act asupra spiritului. Și asta este exact ceea ce se întâmplă. Chiar dacă, evident, discutăm și aspectele juridice și toate celelalte, mai ales atunci când vorbim despre abuzul sexual în contextul familial, dar de multe ori acolo se întâmplă. Cum s-a întâmplat și în cazul familiei de mai devreme. Exact, exact. Asta este, și apropo, tot în acest caz, s-a văzut acolo nedumirirea și până și a preotului în a cataloga într-un fel sau altul acest lucru, deși trebuie să catalogăm asta exact așa cum e scris în codul penal. Asta este o infracțiune. Asta este un prim lucru. Adică noi trebuie să vedem asta ca una dintre cele mai grave forme de a cauza suferință. Mai ales dacă asta se întâmplă în contextul relațiilor familiale. Și nu există nicio scuză pentru, nu știu, valorile, nu știu de care, familiale, atunci când un asemenea lucru se întâmplă în interiorul familiei. Deci lucrurile trebuie privite așa cum sunt. Deja nu există familie odată ce se întâmplă un astfel de fenomen. În sensul tradițional, nu, este o familie care trece printr-o criză profundă sau printr-o criză puternică care, pentru care, ca să treacă prin ea, e nevoie de a reevalua prioritățile și a... Dar foarte important, și asta s-a văzut și în cazul, și mulțumesc doamnei care a spus, ea a spus că noi suntem într-un fel de stagnare, parcă nici în trecut, nici în viitor. Tocmai pentru că în momentul când se întâmplă asemenea criză, este extrem de important să numim lucrurile așa cum ele sunt. Să nu le numim altfel decât cum ele sunt. Și un rol deosebit îl au aici, dacă vorbim despre familie, îl au adulții din această familie să spună lucrurilor așa cum ele sunt. Evident, există riscul ca cineva să creadă sau să nu creadă, dar asta este altă întrebare. Și al doilea moment, iarăși, pentru societatea noastră asta este poate mai complicat, dar eu cred că mai ales în comunitățile rurale sau în comunitățile mai mici, da? O putere deosebită în asemenea situații au așa numiți lideri de comunitate. Fie este preotul, fie este primarul. Deci aceste persoane trebuie să iau o poziție foarte clară și foarte fermă cu privire la ce s-a întâmplat, fără ca să ia partea uneia sau partea altuia. Pentru că când vorbim despre anumite lucrurile cum sunt, asta înseamnă să le atribuim statutul juridic. Asta este o infracțiune, asta este ilegal și un asemenea lucru nu poate fi tolerat. Indiferent cine îl face, indiferent care este relația de rudenie în care ei se află. Și lucrul ăsta este extrem de important pentru acei oameni, în primul rând, care trec prin asta. Pentru că atunci când o persoană își asumă responsabilitatea și numește clar lucrurile, ea, într-un formă sau alta, virtual vorbind, dacă vreți, preia povara pe care de multe ori victima o simte, o retrăiește în interior pentru ceea ce s-a întâmplat. Pentru că acum cineva o să-și pună întrebarea, ok, dar de ce cineva care nu este vinovat, da, că i s-a întâmplat o asemenea teroare, să se simtă vinovat? Păi doar n-ar trebui, că doar nu a făcut el, nu i s-a făcut. Dar trebuie să vedem lucrurile și un pic din altă perspectivă. Iartă-mă, Sergiu, dar când de jur împrejur 100% sau 90% se apropie de tine și îți spune ce-o trebuit, că ce s-o trebuit, și zilnic, nu e cazul să iasă duminică preotul la o predică după ce-o ținut slujba de duminică și să zică, prieteni, rămâneți, vă rog, frumos aici. Există un subiect de discutat. Iată, este femeia asta, sunt copiii ăștia care suferă. Și știi, nu este condamnată acțiunea pe cât este condamnată faptul că fata a zis, da? Și a permis să zică. În ghilimele a scos gunoiul din casă, da? Da. Da, da, aici nu mai există dubii că este deja o sentință definitivă și în acest caz, da. Deci înseamnă că judecătorul a examinat, a decis că este vinovat și atunci comunitatea nu mai trebuie să pună la îndoială. Comunitatea trebuie să vadă cum îi informăm pe ceilalți că atunci când se întâmplă un astfel de caz să ceară suport organelor de drept sau să se prevină și mai mult să se vorbească până într-atât încât să se prevină. Și să se prevină, asta ar fi prin informare,
Asta ar fi prin informare că asta e o infracțiune. S-ar putea, cum spune Sergiu, unde nu cred că asta se pedepsește. Sergiu, o altă întrebare. Cum merge fata mai departe? Cum merge această familie mai departe? Și din ce face mama de vedere, cu copiii? Că asta ce așteaptă? Face mama astăzi? Ea are nevoie de ajutor. Ea vrea să știe. Cu siguranță ce au nevoie de ajutor toți. Toți care sunt implicați. În primul rând, au nevoie de ajutor cei care oferă sprijin. Și chiar dacă asta poate sună straniu, asta înseamnă mama, în primul rând, trebuie să fie cea care să fie sprijinită, pentru că de bunăstarea ei depinde și, într-o măsură mare... Viitorul celorlalți doi copii mai mici. Celorlalți, exact. Copii.